Salutare prieteni, astăzi ne-am ocupat de un beco Pro Smart Inverter de 8 kg wash and 5 dry. Mașină cu uscător, problema a fost electrovalva, se umplea cu apă și când aceasta era oprită. Am înlocuit electrovalva și acum îi facem un prim test. Asta a fost buba. Kilograme, după cum vedeți ce ușă mare are. Mașină silențioasă, având motorul pe inverter. Uscătorul folosești? Iarna. Cum? Iarna. Iarna, am înțeles. Le șifonează hainele? Da, după cum spune, șifonează hainele, cum am zis și în N video, că asta se întâmplă la mașinile care sunt 2 în 1. Uscătoare, să știți că lumea nu prea se plânge chiar așa de mult ca de mașinile de spălat care au uscător. Ca să vă arăt și cum arată aici, asta e uscătorul. Ca să fac un pic mai lumină. Așa. Electrovalva nouă. Și asta a fost veche, scăpa pe la admisia apei către uscător. Ventilatorul de la uscător, rezistența. Programe la uscare are 1, 2, 3, 4, 5. Să opresc să se vadă mai bine. Așa, 1, 2, 3, 4, 5, are și wash and dry, e curios cât durează, o să pun imediat pe ăla, numai vreau să mi se alimenteze prima oară toată cu apă ca să pot să o evacuez. Da, are, deci are wash and wear, are 1, 2, 3 și are 2 de uscat, 2 doar de uscat, synthetic dry, asta ne stânga. Asta e de spălat doar. Dacă selectezi programul, dacă apeși pe ăsta, cum îi zice. Da, nu, și face programul de 5 ore. Da, 4 ore. Așa, am terminat de alimentat, să-i dăm pe evacuare. Bun, o evacuat. Acum ați curios cât are programul ăsta care e doar wash and wear. Wash and wear numai 40 de minute. Și asta alt, wash and dry, 5 kg, 5 la uscare, 4 ore 21. Puha! Și avem bumbac, 2 ore 07 și dacă vrem extra 5 ore 29, dacă vrem cu tot cu uscare la bumbac. Wow! Și bumbac cu eco. 6 ore și 17 minute. Da. No, ideea e că dacă nu avem unde să uscăm, e util.
Acum, dacă o să fie și copil mic, clar o să fie util. Nu? Uscătorul. Iarna, da, vara nu. Iarna. Bun. Cam modelul este HTV 8633XS1. Mersi, o zi faină!